venit direct din militari, se spune rechinul din militari. 118 kg, nefeliat, neînvins niciodată pentru că n-a boxat niciodată, n-a urcat în ring niciodată, n-a fost într-o pușcă niciodată. E normal să nu ai... Colțul roșu favorit, șmecherul din TSM, TSM adică, știi, din militar de acolo, și a Cătălinuș, rechinul Oprișan! A văzut asta că-i pus aici. Bă, ia asta nu punea pe sudinții? Bă, ta-ta-ta, căriță-ta-ta. Unul, doi, hop, hop. 118-48 de primăver. Începem? Salut, tata! Stai, mă, că mă! Eu așa fac intro-ul ăla. Ușor că e... Ia uite, mă, băiatul. Erai să mă pierd să... Hai, da. Salut, tata, răuși, vrea să-mi vrei pe canalul de YouTube să stai cel tot decât... Ce are, bă, băiatul ăsta? Decât să-l oprișa! Așa faci de fiecare dată? Da, sunt la vlogul numărul 150. Și așa ai făcut de fiecare dată? Da, da. Bună seara, să... Aparent ești filmul care s-a spirat așa, dar am început să am jucat, să stau puțin mai... Am înțeles, da. Ce faci? Bine v-am găsit. Eu pot să răspund oamenilor exact ce s-a întâmplat cu mine și ce caută. Dai seama că își fac cruce cu ambele mâini. Bă, ce caută grasul ăla, sană, ăla. Eu eram... Să făcuse nouă, mi-era o foame, mi se spune radiografie, că mi se lipește stomacul de spate când mi-e foame. Mi-era o foame nebunitoare și mirosea pizza. Nu mai râde, mă, că ăsta e adevăr. Mirosea pizza nebunitoare aici. Ploua, întuneric, am venit cu mașina, am parcat aici și în față, mirosea. Mă duceam după miros și am avut deodată. Bunicule! Cred că vorbește cu mine. Băi, bunicule, ia vino, mă, încoa, când mă uiți, mă. Care-i treaba, tată? Zic, hai, salut, salut, vin, mă, până la sală. Și eu zic, dă mese și el le zicea, mă, nu, la mișto, ce dracu, vin la Moroșanu, la sală. Și așa am ajuns. Ce invitat nu ți-a venit? Nu, zic, uite-te în cameră și spune, cine a căzut? Cine te-a sunat pe la 7 și a zis că nu poate să vină? De la i-a dus pe ăsta bătrân și bolnav. Vă rog profil, dacă se poate. Da? 118-48 de primăver. Genul, dă și mie. Ai stângul la tine? Poți să stai doar în dreptul? Dă și mie. Nu mai râde, concentrat. Când, deci, când ai fost ultima dată într-o sală de sporturi de contact? Niciodată. Niciodată? E prima dată? Da. Moro! Nu! E obosit. E obosit. Mi-a spus, a venit tocmai de la Galație, obosit, e terminat. Lasă-ne. Gata. Hai că vorba lungă, zi de unde ne apucăm, tată. Bun. În primul rând vreau să apăsați butonul de like, butonul de subscribe, să comentați jos ce scheme vreți să învățați acest vlog și în ultimul rând câte like-uri vrei că trebuie să facem la clipul ăsta. 10.000, bă, sus. 10.000 de like-uri vrea că 10.000, vă rog în suflet, că și-a bătut joc de mine. Cred că am văzut vreo 2 inși și a nădușit, frate, era la buric, pielile goale, transpirați. Uite cum sunt urmele pe jos. Uite să se vadă. Eu dacă ești așa, urs Murdor Arafatul, băia. Bun, în acest de caz... De 10.000 dați. În acest caz, follow pe pagina de Instagram, deja n-ați dat. Cătălin deja s-a pregătit, este aici, o să intre în ring cu Cătălin Moroșanu, așa că apăsați butonul de like și să începem vlogul! Stai, mă! Fii atent, o să băgăm mănușile astea, nu știu dacă vezi, scrieți mără pe ele, în momentul în care le pui, te pui singur în gardă fără să vrei. Am înțeles, deci sunt ca Adidas și ea, când i-ai pus, au ei joacă singuri. Deja merg. Ce harfă are ăsta în el. Gata, da, fii atent, ia. Gata, tata. Sigur? Da. N-ai intrat, mă, nimic, trage tare, nu trebuie. Exact acolo. Vârful piciorului stâng orientat spre țintă, spre înainte, adică și vârful piciorului drept la 45. Da, mă, un pic. Vorbești prea, băi, ai și subtitrare. Da. Deci ideea de care este că așa sunt obișnuit să vorbesc repede, da? Genunchii flexați. Pe bune? Pe bune, da. Orice zic în genunchi, mi se pare că zic la mișor, nu știu, că are genunchi așa. Uitați-vă, vă rog frumos, ce hal sunt, el îmi zice genunchii flexați, nu e bășcălie? Așa. Puțin mai sus. Am obosit să vorbesc. Am fost serios și tu, bici. E așa mai sus? E ok așa. Gata, hai să nu ne batem joc, că e bășcălit. Fii atent. Am mai tătat aia. Asta e unul, asta e doi. E bine cum te-ai pus în gardă. Important, vino mai încoace. Mă, nu m-a răstat până încet. Îmi pare rău. Ascultate, nu, antrenorul. Așa, brațele sus. Dar ce te-ai dus tu, mă, încolo, acolo, mă, acolo, spate? Nu, ca să înțelegi că nu o să ne băgăm în ring, o să fie altceva. Ce o să facem? Ne băgăm în ring. V-am iubit pe tot, să știți. Dacă se întâmplă ceva... După tine. Hai. Și unu. Hop. Hai că m-am dus prea departe, că am crezut că pleci. Nu te arunca. Stai pe loc, relax. Nu te agita. Un. Hop. Asta e. Un. Hop. Un. Hop. Unu, doi. Hop, hop. Când dau directa de dreapta, foarte important, stai în poziție de gardă. Acolo, exact. Dăm directa de dreapta. Bun, las-o aici întinsă. Vreau să răsucesc puțin pumnul. Brațul stâng acoperă pumetele stâng. Aici. Cotul acoperă coastele. Țin lipit. Aici, exact. Și în momentul în care dau directa de dreapta, vreau să pivotez pe piciorul din spate, pe pingeaua, aici.
Exact. De ce? Ca să bag mai mult bazinul. Am înțeles. Asta este. Bun, stai așa. Mai dăm doar una din asta. Deci, hop. Asta e, exact. Și acum vreau să relegi. 1, 2. Haide. Uitați-vă la mine cum arăt deja. Merge, tata, da, haide să dăm mușcăria. Deci cu ce întâi? 1, da? Hop și 2. Mai sus un pic. Da, dar nu. Și așa, a, gata, întoarsă. Gata, gata. Și 1, 2, hop, hop. Lipit? Acolo. De obraz, gata, am înțeles. Acolo. Și hop, hop. Ok, și din nou. Hop, hop. Mai sus, gata. Asta e, și încă una. Hop, hop. Bun. Oprește un pic, că nu mai pot. Acum că am învățat să dăm directele, cât de cât, vreau să-l învăț pe Cătălin Oprișan, ai mai auzit de peruviană? Da. Mamă, asta trebuie să fac neapărat peruviană, nu, deci nu pot. Ai zis că e ceva foarte complex, dar trebuie să te învăț. Deci, în primul rând, ca să-ți dau peruviană, ce se voi în poziție de parter aici. Mă pun așa, dacă e acolo. Și acum ce-i fac? Iată, eu aici. Aoleu, nu, lasă, mai bine, nu. Da, iată-ți, trebuie să stau așa. Așa, bun. Nu mai da mine! Exact. Mâna mea dreaptă îți ține ție vadricepsul drept aici. Piciorul meu drept este blocat în piciorul tău stâng și piciorul meu stâng pune contra în bazinul aici. Eu din poziția asta, uite-te puțin, ridică puțin capul ăsta. Unde se ridică? Mi-e frică! Ia uite, de aici eu lovesc. Da? De ce? Dar nu ți-a făcut nimic. În momentul de față nu. Dar da, pe viitor, alții ar lovi. Am eu înțeles. Nu. Eu de aici, fiindcă tu ești s-ar puternic. S-ar peruvia de-a ta să-i. Ce sunt eu? Puternic. Bei o cola rece? Așa, vin cu brațul drept. Cât mai stau tata aici așa, că pot să mă ridic să mă... Vin cu brațul drept pe sub axila ta stângă și pe lângă urechea ta dreaptă, aici. Da? De aici o să am o priză, o să te învăț eu care este. Bă! Aici, pe cap. Fii atent, doar din poziția asta. Nu, dar mai tare ce rămâne! Să te rog aici. Aici a rămas. Nu, peste că nu asta e peruviană. A, nu, asta e? Nu, asta e priza. Hai, mușor, să nu mai... Dă-mă dreptul că peruviană, nu mai... Băi, băi, zboară, stai bă cu minte. Stai acolo. Băi, taurete, băi, sunteți de bună sportul ăsta, băi. Pun piciorul stâng. Te rupă să te gândi la cu... Băi, stai mă, nu! Mă lasă-mi fiu! Nu-l lasă așa să mor pe lângă! Fii atent, stai. Nu te doare momentul de față. Băi, mă doare să mor! Fii atent, eu când tragi în timp de brațe, bați în sol. Gata! Hai, lasă! Lasă așa! Taurete, voi nu sunteți întregi la sportul ăsta, mă, să te bunesc! Băi, taurete! Băi, zboară voi! Nu sunteți întregat? Vreau să-mi faci și tu mie chestia asta. Lasă, dar de ce să nu rămâne prieteni? Dar nu rămâne prieteni. Hai, vină cu acest semn. Hai. Da, ce dracu. Eu de-abia așteptam momentul ăsta. Da, ce dracu am acceptat, bă, că puteam să zic că-s bolnav și... Că uite, fac așa, așa. Bine, mă pun la loc. Bun. Și acum, că... așa. Cu piciorul stâng, vine mai aproape, fii atent, pune-l peste capul meu. Băi, zmoră, potolește-mă. Eu te-am respectat, ești un om minunat. Lasă-o de-o trecută pe rubianul columbian, că n-ai o venezuelancă ceva. Am fost în dominicană și dă-o dominicană ceva, dominicană. N-am cumul să nebune să fac așa. În fine, ideea că era. Ne-am cu doi. Dacă aici era greu, după aia trebuie să te arunci în fund pe spate și să mă tragi. Opriți loc. Dar hai să te învăț altceva. Da, mai ușoare n-avem. Pune-te pe spate. Băi, nu rupe ceva, că eu mâine la 5 bătut la rețetă. Nu, ceva foarte interesant, se numește americana asta. Bă, dar nu poate în astea, ai urat în Europa. Băi, nu te-a băzut așa tare. A mâncat niște mititești, dar pe ăștia. E bine așa? Da, e bine. Bun, fii atent. Nu te lăsa greu de tot, că... Deci, tehnicile sunt articulate. Moroșe are vină, bă, de ia băsta după mine. Pentru că Moroșe îți dea cupul, acum sunt pe jiu-jitsu, sunt mai calm. Dă-i rădrecu de jiu-jitsu, brazilian sau de-al nostru? Brazilian. Merge, gata. Da? Dacă e vrea, e hoga bonito, fii atent. Deci, majoritatea ce se întâmplă? Ia uite. Da, ia-mă încet. Sunt deci, aici. Bun. Da? Da. E, de aici ridică din prima, da, să se grăbească. Da, doare, mai, adică... Adică dacă ai avea mobilitate, sincer, ai putea să-l duci. Bun. Dar dacă mai tras așa... Mâna, un detaliu important, mâna pe sol, niciodată ridicată aici. Bun. Uite cât poți să-l duci, vezi? Da. Ia uite, mâna pe sol și aici trag cotul spre coastele tale. Ma, aici. Gata, lasă. Și de aici așa. Încep gata. Să ridic. Nu mai ridica nimic. Înțelegi? Și de acolo se rupă. Băi, altceva. Vrei să faci tu? Nu. Lasă. Da? Lasă. Da, am învățat. Fii altă chestie nouă. Da, hai să mă bați. Hai să mă bați. Ține așa. Ține aia apăsată. Așa. Nu, o să ziceți că e bășcălie oprișene, nu mai fă mă. Da, atâta pot. Bă! Ia stai, nu punea căsul dinții? Nu, am uitat-o. Aveți și bunici? Băi, băiatule, bunicule, vino, mă dă-ți-am. I-a rămas mă să-i liniștea lui bunic. Da, e o proteză care se pune în atât, o punem. Ca să nu ne sară dinții. Punem doar pe dinții de sus. Da. O zi plăcută la... Păi nu, dar acum tu dai mine, asta încercam să explic. Și dacă, Doamne ferește, îți vine gând de revanșă? Gând de revanșă? Dacă îți vine gând de revanșă. Sau te supăr cu ceva?
De ce? N-ai deci tu ce? Trebuie să te prind, mă, da? Vreau să-mi ziceți rechinul din țățe mea. Țățe mea? Da. Ce e țățe mea? Țăran, țigan, militari. Așa e cunoscut militarul. Ai stat atâția ani și nu știai? Nu. Rechinul din țățe mea. Fii atent, 360, știi cum e? Ia. Uite așa, mă duc în continuu. E 360. Da, ascultă-mă, ești terminat, ești amețit, uite, te văd că nu te mai regăsești. Și... Pe cine îl închizi? Unghiul tău, gen, nu mai poți face 360. Dar eu unde trebuie? Dar eu îți dau la ficat, nu merge? Păi stai hoț, că nu mă las. Hai. Deci eu unde, nu, dar zi-mi așa, ca țintă, unde ar trebui, unde spun că le-i importante? Cap și ficat? Păi ăștia în Anglia zic chop the tree from the bottom, adică să încep de jos, dar asta este la kickbox MMA etc. Dar poți să încep pe noi cap. Acum unde suntem aici? Asta e ring de box sau ce e? De kickbox, mai că noi n-avem tibiere, facem doar box. Ok, perfect. Și atunci la box eu de unde trebuie să încep? Adică cap sau corp, unde vrei? Ăla când îmi punctează acolo așa? Când dai unde nu-i gardă. Și dacă îți dau un număr, de exemplu, punctează și... Nu, nu, nu. Bun, cap, cap și asta. Și burt. Merge. Vezi că dau încet, să nu te superi. Da, hai. Păi, mie, tu crezi că da, nu vreau, dar nu... Poți să dai că tare vrei. Deci eu trebuie să... Bă, tu de ce nu te aperi, mă? Păi te lasă rău să vezi jocul. Ah, gata, mă, hai. Au, au, au. Au și m-am văzut că mă bag, să voi vă bag așa. Hai, și mereu cap în sus. Mai are la 2%, nu mai are poate ieși. Dar arăt ca un țap așa, mă, când arăt când ca țopăie, un țap așa. Când țopăie, nu știu dacă ți-a fi țopăie, dar țopăie acum, nu mai țopăie, stai sus aici, relax. Bun. Hai. Asta. Și, da. Eu unde mă apăr? Adică tu când dai mine, eu unde trebuie să? Aici? Mâinile în cap, aici. Păi și lipite. Lipite. În capul meu? Lipite. Ia, dă tu, să văd cum e. Păi da, tu te lovești, ai dat tu direct de stânga. Ia, uite, îi reblochezi, dă-i. Am înțeles, ia. Băi, hai, sus brațele. Gata. Hai, mai vreau să-mi dai 10 directe, hai. Era pregătită la aia. Să nu ce să-l costezi, da? Ține-te, zi, băi, la pe ăsta în față, că... Am stat în militar, vorba, atâta timp. Hei, mare! Mare asta! Ce nu s-a terminat? Da, da, da. Nu, că vreau da. Până de seama, nu, nu plec! Până la 11, nu opri, frate! Mai cum îl cheamă băiatul? Claudiu! Nu opri, că acum m-am încălzit, da. Fii atent, cum recomanzi experiența asta copiilor? Am zis dintotdeauna, jur, acum gata, lăsând bășcăria și Caterinca, duceți-vă copiii la sport. Indiferent ce sport. Lăsați-i să se ducă la sport. Bun. Asta până, ceea ce făceați voi până cu 30 de ani era considerat mardeiași, băiețașii din cartier și așa mai departe. După ce am stat în, de vorbă cu voi în ultimii 15-20 de ani, am văzut așa, că e chestie de autoapărare, e chestie de dezvoltare de aici, e chestie de reacție și așa mai departe. Puneți mâna și veniți aici. Suntem la Romexpo, corect? Hai să facem reclamă. Academia Cătălin Moroșanu. Academia Cătălin Moroșanu, îi găsiți pe oamenii ăștia. Veniți aici. Îți mulțumesc din suflet. Să rămână. Noi așa facem. Mulțumesc. Mulțumim. Apăsați butonul de like, puteți subscribe, vă pupăm.